Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Astăzi ne vom canaliza atenția și noi înspre educație, înspre învățământ și, bineînțeles, asupra unor subiecte care sunt așa privite cu interes foarte mare de către unii elevi, de către alții poate așa puțin mai indiferent, și anume simulările pentru examenele naționale, iar zilele acestea unii dintre ei chiar sunt în febra acestor examene, acestor simulări. Vom discuta astăzi și despre proiectele pe care ministerul le-a inițiat în urmă cu ceva timp, dar iată că acum ele se dezvoltă, ele sunt tot mai prezente în tot mai multe școli și din județul Hunedoara și mă refer aici la masa sănătoasă, despre care vom discuta astăzi în cadrul emisiunii și, bineînțeles, despre cel mai recent eveniment, să spunem așa, ce a avut loc astăzi în Deva, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, o inițiativă despre tot ceea ce înseamnă, până la urmă, sănătatea femeilor, indiferent de vârstă, și aici vom discuta și despre ce se întâmplă în școlile din județul Hunedoara, pentru că este foarte important să învățăm, să învățăm până la urmă și noi, cei din comunitate, pe acești tineri, ce înseamnă să fie sănătoși, ce înseamnă să fie educați, și pe lângă instituțiile care se ocupă zi de zi cu astfel de proiecte, cred că și noi putem să contribuim, poate chiar și cu un sfat, de ce nu, pentru a-i sprijini și pentru a le sprijini inclusiv pe tinerele mame, și știm cu toții că sunt și astfel de cazuri, inclusiv în județul Hunedoara, și putem să facem mai mult, pentru că ne dorim, nu-i așa, mai mult și de la noi, dar și de la cei care ne sunt aproape în fiecare zi. Astăzi, alături de mine, este doamna profesor dr. Maria Ștefănie, inspector general școlar al județului Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitația. Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația, chiar dacă, așa cum spuneam, în această perioadă cred că aveți destul de mult de lucru, pentru că sunt, iată, aceste simulări ale examenului de bacalaureat de data aceasta. Simulările pentru evaluarea națională s-au încheiat. Avem și rezultate despre care vom discuta astăzi și sunt convinsă că ați venit, de fapt, și cu cifre și să vedem ce este de făcut și ce se mai poate face, pentru că examenele adevărate cam bat la ușă, așa, mai sunt doar câteva luni și vor începe. Așa este, pe lângă activitatea curentă, activitatea noastră de bază, conform programului din fiecare unitate de învățământ, în această perioadă, iată, derulăm și multe alte proiecte și programe și activități specifice sistemului de educație. Simulările naționale se desfășoară în această perioadă pentru examenul național de bacalaureat și, așa cum ați spus, într-adevăr, simularea națională a examenului de evaluare națională pentru elevii din clasa 8-a s-a încheiat, avem și rezultate, avem și plan de măsuri, prin urmare nu ne rămâne decât să valorificăm cum putem noi mai bine timpul pe care îl mai avem la dispoziție până la susținerea examenului propriu-zis. Dacă este să vorbim despre rezultatele pe care le-am obținut la simularea națională a evaluării naționale, în județul Hunedoara trebuie să vă spun că am avut înscriși 3040 de elevi. Elevii au susținut această simulare în general în fiecare unitate de învățământ. Prezența a fost una bună, de peste 90%, mai exact 90,75%. Am avut 240 de elevi absenți la limba și literatura română, 265 la matematică, 6 absenți la limba maternă. Am organizat și un centru zonal de evaluare și un număr de 161 de profesori evaluatori. Știți că această componentă de evaluare a lucrărilor a constituit elementul de noutate, să spun așa, în cadrul acestei simulări, pentru că s-a realizat această evaluare în sistem digitalizat cu ajutorul platformei pe care Ministerul Educației ne-a pus-o la dispoziție. Cum a funcționat, fiind un element de noutate? Exact, poate mers lucrurile așa cum v-ați fi dorit? Da, nu este la prima ediție, pentru că și examenul de bacalaureat, sesiunea august 2023, s-a desfășurat tot
cu ajutorul platformei, iar lucrările au fost evaluate în sistem digitalizat, însă numărul de candidați din august 2023 la bacalaureat a fost mult, mult mai mic față de numărul de elevi care au participat la simularea națională a evaluării naționale, unde, așa cum am spus, numai în județul Hunedoara peste 3.000 de elevi înscriși. Cu toate acestea, colegii noștri, cadrele didactice care au făcut parte din aceste comisii, care au avut un rol de operator și mai ales cei care au avut un rol de profesor evaluator, să știți că s-au descurcat excepțional. Vreau să le mulțumesc tuturor, să-i felicit. Implicarea lor în aceste activități a însemnat foarte mult pentru noi. Lucrările s-au desfășurat conform prevederilor legislative, conform procedurii transmise de către Ministerul Educației, nu am avut disfuncționalități și acest lucru se datorează fiecărui coleg care a făcut parte din aceste comisii. Încă o dată le mulțumesc, apreciez efortul, mai ales că aceste activități nu sunt plătite, nu sunt remunerate și se desfășoară după programul de bază, după orele de curs. Știam că sunt remunerate. Doar la examenele propriu-zise. Nu și la simulările. Nu. Vreau să vă spun că am avut cadre didactice care au primit un număr mare de lucrări, 10 de lucrări. Prin urmare, volumul de muncă a fost unul considerabil. Cu atât mai mult apreciez și le mulțumesc încă o dată. Da, pentru că iată, ar fi putut foarte bine să nu participe, poate, pentru că nu a fost... Nu are caracter obligatoriu însă, exact. Să vă spun, sunt activitățile noastre. Noi trebuie să ne implicăm și să le organizăm în condiții optime. Iar colegii noștri au înțeles, au răspuns pozitiv solicitărilor noastre și, repet, nu am avut disfuncționalități. Însă este vorba de foarte multă muncă. Să nu uităm că în această perioadă am intrat deja pe calendarul olimpiadelor și concursurilor. Avem în fiecare weekend una sau mai multe competiții olimpiade la nivel județean. Prin urmare, scot în evidență și acest aspect și volumul de muncă din perspectiva unui inspector școlar, să știți că este unul considerabil. Dacă în timpul săptămânii fac parte din comisiile acestea și monitorizează activitățile din școli, la sfârșit de săptămână organizează aceste olimpiade și competiții așa conform calendarului. Despre care vom discuta. Exact. Haideți să vedem și care au fost rezultatele acestor simulări ale evaluării naționale din această perioadă. Sunt mulțumitoare? Se poate și mai bine? Întotdeauna este loc de mai bine. Procentul notelor mai mari sau egal cu 5 a fost de 56,94%, iată aproape 57%. Dacă ne uităm pe discipline, la limba și literatura română, am înregistrat la nivelul județului Hunedoara un procent de 74,39%, ușor peste procentul la nivel național, care este de 73,98%. La matematică, lucrurile stau invers. Rezultatul obținut de către elevii hunedoreni arată un procent al notelor mai mari sau egale cu 5 de 35,6%, la nivel național este de 42,37%, deci iată, avem foarte mult de lucru din perspectiva acestei discipline, iar la limba maternă 82,93% la nivel național, 73,97% în județul Hunedoara. Întotdeauna este loc de mai bine împreună cu colegii noștri inspectori, împreună cu colegii noștri directori și mai ales cu profesorii care predau disciplinele de examen în perioada următoare în unitățile de învățământ, mai ales unde au avut rezultate slabe. Și procentul notelor sub 5 a fost unul mare, categoric activitățile remediale vor fi, să spun așa, frecvent organizate, acele ore de pregătire suplimentară a elevilor pentru examenul respectiv. Vrem să-i ajutăm, știm că miza este foarte mare la examen, pentru că admiterea în clasa nouă se face în baza mediei pe care o obțin la examenul de evaluare națională. Da. Dacă acum la simulare națională notele n-au fost trecute în catalog, decât acolo unde au fost solicitări scrise din partea părinților, deci din acest punct de vedere elevii noștri nu au avut niciun motiv să fie stresați.
În ceea ce privește notele obținute la examenul propriu-zis, este cel care le marchează, să spun așa, parcursul școlar următor. Ar putea fi, nu știu să spunem, o explicație faptul că interesul pentru a învăța la cel puțin la materiile pentru care vor susține un examen în perioada următoare. Notele, eu mi-aduc aminte, cum se spune, pe vremea mea trebuia să ai totuși o notă foarte mare ca să ajungi la un liceu bun, la un liceu pe care dorești să îl urmezi timp de 4 ani și cine știe, poate mai departe o facultate, cumva să se și lege liceul cu facultatea. Acum avem elevi care obțin media 3-4, dar ajung și la licee. Și acesta cumva să fie și motivul pentru care au mai luat așa puțin pe piciorul de pe accelerație atunci când vine vorba despre a învăța, despre studiu, pentru că oricum ajung la un liceu. Acum, într-adevăr, nu există o limită inferioară în ce privește admiterea la un liceu sau la un colegiu. Dar le recomand tuturor elevilor și părinților să consulte un pic mediile de admitere la colegiile și liceele vizate, să spun așa, și putem observa fiecare dintre noi la colegiile naționale și liceele teoretice, mediile de admitere sunt mari. Peste 9 avem clase unde ultima medie de admitere este peste 9 și atunci, clar, dacă dorim să urmăm un astfel de program, o astfel de specializare, va trebui să ne pregătim ca atare pentru o notă corespunzătoare. Într-adevăr, noi asigurăm locuri în clasa 9 pentru toți absolvenții de clasa 8. Clasa 9 face parte din învățământul obligatoriu. Îi consiliem pe toți elevii și pe toți părinții să-și continue studiile după finalizarea clasei a 8. Dar, categoric, șansa lor depinde de rezultatul obținut la examenul de evaluare națională. Știm foarte bine, este o admitere computerizată în funcție de media de admitere și de opțiunile pe care le va consemna în cererea de înscriere la admitere. Suntem în perioada în care deja oferta educațională pentru anul școlar 2024-2025 a fost transmisă Ministerul Educației. Așteptăm hotărârea de guvern prin care se aprobă cifra de școlarizare pentru anul școlar următor, după care vom elabora ghidul candidatului. Ghidul candidatului se adresează elevilor din clasa 8, conține toate informațiile referitoare la admitere, precum și toate clasele și programele cuprinse în județul Hunedoara pentru anul școlar următor. Noi, la rândul nostru, împreună cu colegii din unitățile de învățământ, dar și cu reprezentanții ai mediului economic și să știți că în fiecare an ni se alătură și reprezentanții din rândul autorităților publice locale, organizăm o serie de activități de promovare a ofertei educaționale. Mergem în rândul elevilor de clasa 8, le prezentăm programele categoric din zona respectivă, însă noi avem date și informații despre oferta la nivel județean. De exemplu, dacă avem unități unice la nivel de județ, cum este liceul sportiv sau liceul de arte sau liceul agricol din Gioagiu, categoric sau colegiul pedagogic, promovăm aceste informații în rândul tuturor elevilor. Și de asemenea le punem la dispoziție acest suport. Însă, repet, dacă doresc să urmeze un colegiu național, un liceu teoretic, au nevoie de medii de admitere mari. Într-adevăr, la liceul tehnologic, în învățământul profesional, întâlnim copii cu medii de admitere mici, însă și lor trebuie să le oferim o șansă. Mai ales că până în clasa 8 n-au reușit, din diferite motive. Nu este vina copilului, categoric. Întotdeauna, cauzele pentru care conduc la un rezultat mai slab la învățătură sunt multiple, să spun așa. Unele țin dintre de familie, de comunitate, familie, exact, deci, din mediul social să nu uităm că în continuare sunt copii care probabil nu, sau părinții nu își permit să le pună nici măcar un minim pachet la școală pentru așa a este. Mânca, nu au poate haine și sunt foarte multe frustrări care se adună în sufletul unui copil și de cele mai multe ori, exact cum spuneați, tindem să arătăm cu degetul, nu poate, nu este în stare, nu a reușit să învețe, de ce X reușește să obțină 9 și 10, tu nu?
dar nu știm povestea lui. Exact, nu ne uităm în spate, da. Nu ne uităm mai în profunzimea lucrurilor și totdeauna am spus aici contează foarte mult familie, copil, profesor până la urmă și aș mai introduce eu și societatea, exact ce spuneam la începutul emisiunii, pentru că tindem foarte ușor să punem etichete, să spunem despre un copil sau despre un profesor, de ce nu, că nu este în stare, că nu poate. Dar ce se întâmplă în spate? Pentru că acestea sunt, până la urmă, efectele. Așa dar este. A ce? Efectele a ce? Aceasta cred că ar trebui să fie întrebarea de bază pe care să ne adresăm mulți dintre noi, cu privire la mai multe domenii, până la urmă, nu doar învățământul, dar noi vorbim despre principalul pilon nu, al societății, educația. Și cred că sunt destul de mulți în ultima perioadă care nu mai prea pun preț pe această educație. De ce am nevoie de școală când avem atât de multe exemple, putem face bani foarte ușor, plecăm în străinătate, muncim acolo, dar ce facem totuși pentru noi, pentru și pentru părinți, poate, de ce nu, pentru că la un moment dat vom fi în acea situație în care să-i ajutăm, cum facem acest lucru? Cred că e mult mai complexă, de fapt, toată această poveste și uneori ne cam pierdem în detalii și uităm esențialul, din păcate. Așa este. Fără școală este foarte greu să reușești în viață. Într-adevăr, acum sursele de informare sunt foarte diverse și ușor de accesat. Însă datoria noastră a reprezentanților sistemului de educație este să îi ajutăm pe copii să distingă între exemplele pozitive și cele negative. Atunci când reușește să își continue studiile, un copil, un tânăr, are oportunități mult, mult mai mari. Iar noi, pentru noi, să știți că fiecare copil, fiecare elev este la fel de important. Noi știm că fiecare copil este unic, fiecare copil reprezintă o voce, fiecare copil are o poveste a lui, are trăirile lui, are așteptările lui, are visurile lui. Trebuie să ne uităm cu mai multă atenție la fiecare copil, să discutăm cu părinții sau cu tutorii legali sau cu aparținătorii, depinde de caz, și să utilizăm toate resursele de care școala dispune pentru a-i ajuta. Noi ca și dascăli întotdeauna trebuie să-i încurajăm. Atunci când aud că nu știu, poate că sunt și anumite contexte, să spun așa, când un cadru didactic are și el niște limite și poate că îl descurajează pe un elev, eu mă întristez foarte tare. Trebuie să evităm, să prevenim aceste situații. Întotdeauna trebuie să-i încurajăm și să-i ajutăm. Dacă greșesc, să le explicăm. Putem să le explicăm și să le prezentăm anumite situații într-o manieră potrivită, astfel încât copilul să înțeleagă. Repet, din punctul meu de vedere, copiii nu sunt vinovați niciodată. Adulții din jurul lor, da. Copilul vine la școală cu ceea ce a primit din familie. Ori el, dacă a primit ceva valoros din familie, niște principii sănătoase, a fost ajutat să se exprime frumos, să salute dimineața, să fie respectuos, să cunoaște ce este bunul simț, categoric și la școală, se va comporta la fel, mai ales că dascălii vin să completeze ceea ce educația primită din familie. Însă, dacă alt copil n-a avut această șansă, școala trebuie să vină să corecteze ceea ce copilul a învățat greșit. Și avem mult mai mult de lucru. Dar avem această datorie față de fiecare copil, de a-l ajuta să progreseze, de a-l ajuta să performeze, de a-și găsi un drum potrivit lui. Pentru că fiecare copil are calități și poate să reușească să aibă un parcurs școlar bun și de ce nu să-și aleagă o profesie potrivită. Numai că trebuie îndrumat, încurajat și sprijinit. Da, și aici eu mă gândesc automat la învățământul profesional, care a fost așa o cenușăreasă la un moment dat în întreaga România, dar care, iată, revine așa încet, încet și sunt foarte mulți tineri care
poate nu sunt buni, nu știu, la limba engleză, la geografie, muzică. Nu aceste și abilități mai, de a studia aceste discipline. Dar poate discipline. Sunt foarte buni în, nu știu, mecanică, în orice altă meserie care încă se mai caută și pot avea un succes mai mult mai mare chiar decât cei care aleg alte profiluri, să spunem așa. Că nu trebuie neglijat absolut deloc această ramură. Haideți să vorbim puțin și despre ce se întâmplă, că timpul trece foarte repede și din nou sunt convinsă că o să ne mai rămână foarte puțin timp să dezbatem toate subiectele, să vorbim și despre simulările la bacalaureat. Săptămâna aceasta, așa, destul de mare agitația, să spunem, în rândul tinerilor de clasa 12-a, au fost susținute deja două probe, trei probe chiar, care a fost pulsul așa după ce au ieșit și copiii din sălile de examen. Deci în această săptămână, mai exact luni, a fost proba scrisă la limba și literatura română, marți a fost proba în funcție de profil, matematică sau istorie, astăzi a fost proba la alegere în funcție de profil și specializare. La nivelul județului Hunedoara, număr de elevi înscriși din clasele terminale de liceu este de 3108 candidați. Vorbim de elevi înscriși în clasa 12-a, dar și în clasele de a 13-a, seral și frecvență redusă. Peste 700 de elevi sunt cei de la seral și frecvență redusă. Ori știm și din anii anteriori, în general, majoritatea nu se înscriu nici la examenul de bacalaureat, în general sunt persoane adulte care au și servicii, locuri de muncă sau alte probleme de ordin personal care conduc la această decizie, să spun așa. Însă, dacă ne uităm pe ansamblu, ca și prezență, pot să vă spun că în fiecare zi prezența a fost de peste 70% dacă ne raportăm la total elevi înscriși, cei 3108. Iar dacă ne uităm doar la numărul de elevi din forma de învățământ zi, prezența a fost de peste 92%. Deci, iată o prezență bună, așa cum s-a întâmplat și la simularea județeană din luna ianuarie, în rândul elevilor din clasele a 12-a, forma de învățământ zi. Nu am avut elevi eliminați, nu am avut probleme în niciun centru. Elevii au susținut aceste simulări în liceele, în unitățile de învățământ unde învață și le mulțumesc colegilor care s-au preocupat de organizarea probelor. Le mulțumesc în avans colegilor care s-au înscris ca și profesori evaluatori, vorbind de mai multe discipline, limba și literatura română, matematică, istorie, dar și toată aria de discipline pe care elevii o puteau alege pentru a treia probă scrisă, mai exact proba ED. Și să sperăm noi că, având și experiența dobândită până acum, vom reuși să finalizăm toate lucrările în conformitate cu legislația în vigoare. Termenul aici este mai scurt pentru că avem doar două săptămâni la dispoziție. Mai exact pe data de 15 martie trebuie să comunicăm rezultatele. Prin urmare, așa cum am spus, contextul nu este unul favorabil pentru că pe lângă activitatea de bază desfășurăm și activitățile aferente simulării naționale, însă, repet, avem experiența și avem capacitatea aceasta de a depăși fiecare etapă. Avem un centru zonal de evaluare, să sperăm că și mâine, când va fi proba de limba și literatura maternă, vom avea o prezență bună. Două unități practic de învățământ. Este ultima probă, ultima probă de doar în acolo unde este cazul, deci pentru clasele cu predare în limbile minorităților. Avem în județul nostru pentru limba maghiară și limba germană și cu aceasta se încheie practic probele scrise. Mai rămâne partea de evaluare. Evaluare însemnând tot în sistem digitalizat, în cu ajutorul platformei. Exact. Sigur că da. Se comunicăm permanent cu Comisia Națională, cu reprezentanții Ministerului Educației, cu colegii noștri care evaluează lucrările în sistem digitalizat, însă să știți că aduce foarte multe avantaje, este mult mai eficientă evaluarea sub această formă. Pentru că la simulare, așa cum am spus, activitățile se desfășoară
după orele de curs, să spun așa, profesorii pot evalua lucrările folosind spațiile din unitățile de învățământ, biblioteci, dar pot lucra și de acasă. Conform procedurii, au această posibilitate, pentru că era foarte greu altfel. Sigur că la examenul propriu zis, conform metodologiei, evaluarea se va realiza în centre. Însă, chiar dacă lucrează în aceste condiții, am creat căi de comunicare folosind tehnologiile pe care le avem la dispoziție, grupuri de comunicare, astfel încât se pot consulta atunci când este cazul. Dorim să avem un proces de evaluare optim, eficient, corect. Practic s-a redus total această suspiciune de a favoriza pe cineva. Practic este imposibil, pentru că, vă dau un exemplu, lucrările elevilor din județul Hunedoara vor fi evaluate de profesori din toată țara. Dacă nu știi unde ajunge... Nu, platforma distribuie... Unde vor ajunge lucrările. Exact. Și nu înseamnă că lucrările dintr-un liceu se duc la profesor evaluator din același județ. Nu. Doi elevi de la același liceu, lucrarea uneia poate să meargă în, nu știu, Dolj și Suceava și pentru elevul celălalt în alte două județe. Deci nu există practic niciun algoritm care să trezească, să știu eu, suspiciuni. Nu, din acest punct de vedere. Nu sunt motive, chiar nu sunt motive. De data aceasta nu vor putea face contestații, doar la examenul propriu-zis, acolo vor putea să depună contestații, când, dacă este cazul, bineînțeles, și dacă ei își doresc să facă acest lucru, este dreptul lor până la urmă, dacă au anumite nemulțumiri cu privire la punctajul pe care l-au obținut, vor putea să facă acest lucru. Spuneați puțin mai devreme că în această perioadă sunteți destul de ocupat și în ceea ce privește organizarea unor olimpiade și știm și din anii anteriori, județul Hunedoara a găzduit importante olimpiade naționale și nu numai în județ. Să înțeleg că și în acest an vom fi gazdele unor olimpiade. Așa este, o să găzduim Olimpiada Națională pentru Limba Engleză. Vorbim de un număr mare de participanți, ne așteptăm la 5-600 de elevi din toată țara care vor veni la DEVA conform calendarului. Ne pregătim pentru această competiție, dar mai avem și alte competiții pe care le vom găzdui. Vorbim de competiții sportive, vorbim de competiții din area disciplinelor socio-umane, arte. Vom găzdui, de exemplu, și lotul de pregătire la informatică și tabăra națională de chimie și să știți că exemplele pot continua. Așa cum am demonstrat și în anii școlari anteriori, de fiecare dată am încercat să fim gazde bune și să oferim condiții optime pentru toți participanții. Spuneți și ați amintit și despre Olimpiada de informatică și recent o răștie a fost din nou pusă pe harta lumii, putem spune, așa în ceea este. Ce privește copiii de aici, cei care reușesc să demonstreze până la urmă că sunt cei mai buni. Și da, felicităm și noi cu această ocazie. Așa este, este vorba de Olimpiada Internațională de Informatică pe echipă. Echipa de la Liceul Teoretic Aurel Laicu din Orăștie, alcătuită din elevul Todoran Alexandru, Gherasă Rareș, Gridan Antonia și Crișan Marius, a obținut locul întâi la etapa națională. Să știți că nu a fost ușor. Etapa națională, de fapt, a reprezentat mai multe selecții, mai multe etape de selecție. Trei au fost în online, una cu prezență fizică săptămâna trecută au fost la Piatra Neamț pentru etapa finală și iată că și-au păstrat locul întâi, prin urmare vor reprezenta România în Siria la această olimpiadă. Vreau să precizez faptul că ei au concurat cu elevi din toată țara, de la colegii particulare de la licee internaționale din orașe mari. Au fost cei mai buni dintre cei mai buni. Felicitări, suntem foarte mândri de ei. Adresez felicitări și mulțumiri domnului profesor Popa Daniel, un dascăl desăvârșit, care pregătește în fiecare an, elevii pregătește pentru olimpiade, pentru concursuri, pentru competiții, pune multă pasiune. Și, bineînțeles, că vin și rezultatele.
De asemenea, elevii clar sunt capabili și sunt foarte mândri, suntem mândri de ei. Alexandru Todoran, de fapt, este olimpicul nostru de aur, deci care ne-a oferit motive de bucurie și ne-a făcut cinste în fiecare an, încă de când era elev în ciclu primar. Îi felicităm și noi și le urăm mult succes la etapa internațională și așteptăm cu rezultate bune. Până la urmă, mă gândeam acum și făceam așa o paralelă la mine în minte în ceea ce privește și pe Simona Halep. Știți că la un moment dat toată lumea spunea și vrute și nevrute despre ea, dar atunci când mai avea un meci în care poate nu era chiar în forma potrivită, îi se adresau așa anumite cuvinte. Ei bine, oamenii aceștia, copiii aceștia muncesc foarte mult să ajungă în această etapă și cred că merită toate felicitările și toată susținerea noastră. Așa cum spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme, trebuie încurajați și de acolo vor veni și rezultatele pe care ei și le doresc în primul și în primul rând. Olimpiadele cu siguranță ne veți prezenta când va veni momentul și datele când ele vor avea loc și spuneați că vor fi sute, poate chiar mii de elevi și profesori care vor veni aici la noi în județul Hunedoara. Trecem însă la un alt subiect, la masa sănătoasă, un subiect destul de sensibil pentru, în continuare pentru multe dintre familiile din întreaga țară, pentru că sunt oameni care nu își permit financiar poate să își sprijine sau să-și trimită copiii la școală cu mâncare sănătoasă. Și educația și sănătatea merg așa, sau cel puțin așa ar trebui să meargă mână în mână. Asta se încearcă acum și prin acest program, Masă Sănătoasă, un program care s-a extins la nivelul întregii țări, iar în județul Hunedoara acum avem mai multe școli pe listă. Așa este, practic, programul Masă Caldă a fost transformat acum în Masă Sănătoasă, conform legii 198 din 2023. Numărul de unități de învățământ și numărul de beneficiari este mult mai mare. Dacă vorbim de județul Hunedoara, în programul Masă Caldă am avut 11 unități care automat au fost cuprinse conform hotărârii de guvern și în programul Masă Sănătoasă și lista a fost suplimentată cu încă 15 unități de învățământ. În acest moment, conform hotărârii de guvern, avem în județul Hunedoara 26 de unități cuprinse în acest program. Vorbim de 11 unități de învățământ din mediul rural, 13 din mediul rural, 13 din mediul urban. De fapt, scopul este creșterea incluziunii și a rezultatelor școlare și diminuarea abandonului școlar în unitățile de învățământ cuprinse în program. Am avut criterii generale de selecție a unităților de învățământ și aici am vizat numărul de copii cu cerințe educaționale speciale, numărul de copii sau preșcolari de etnie romă, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, și alte situații deosebite pe care le avem în unitățile de învățământ. Iată, la rândul nostru am avut o comisie la nivelul inspectoratului care a cules aceste date din toate unitățile de învățământ din județ și am înaintat propunerile către Ministerul Educației. Ne bucurăm că deja avem toate aspectele legislative, toate datele, astfel încât pot fi implementate aceste proiecte. Depinde, vorbim sunt deja implementate în toate aceste 26 de unități școlare? Acum lucrurile diferă de la unitatea de învățământ la alta, pentru că aici vreau să vă spun că aceste proiecte sunt implementate cu ajutorul primăriile. Primăriile sunt cele care organizează licitațiile pentru livrarea pachetelor alimentare către unitățile cuprinse în program. Acum, depinde de valoarea achiziției. Când vorbim de școli mici cu câteva zeci de copii, cum sunt cele din mediul rural, unde avem școli cu 50 de copii, cu 60 de copii, sigur și valoarea alocată este una mică și conform legii achizițiilor publice, achiziția se poate face mult mai repede. Când vorbim de unități de învățământ mai mari, cum este Hațe, cu care are
aproape 2000 de elevi, cum este Liceul Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva, la fel, unde numărul de elevi este foarte mare, aici și sumele clar sunt mai mari și va dura un pic mai mult licitația de către primării. Trebuie să mai spun că tipul de pachet alimentar este decis la nivelul unității de învățământ în cadrul Consiliului de Administrație. Școlile au avut deja termen pentru a stabili tipul de pachet. Aici putem merge pe mâncare gătită în unitățile de învățământ unde există cantină școlară și poate și are condiții optime pentru servirea mesei. Avem un astfel de exemplu la liceul din Giurgiu. Și ne bucurăm, toți copiii, toți elevii de la liceul din Giurgiu servesc o masă caldă, o masă mâncare gătită la cantina școlii, acolo unde elevii care învață în clasele de alimentație publică sau la turism efectuează și o parte din practica de specialitate. Deci iată că lucrurile sunt bine, foarte bine și putem implementa frumos acest program în această unitate de învățământ. O altă variantă este în sistem de catering, însă aici trebuie să fim atenți că de la gătirea mâncării și până la servirea ei nu trebuie să treacă mai mult de 60 de minute, adică o oră. De ce? Pentru a nu risca să se altereze alimentele și să avem alte riscuri după. Consecințele pot fi nedorite, clar. Vorbim de masă sănătoasă. Cine decide ce anume ajunge pe masa copiilor? Asta vă spuneam la nivelul unității de învățământ. Sunt specialiști în... Sunt recomandări, sunt prevederi în acest sens și sunt avizate aceste meniuri de către nutriționiști, categoric. Inclusiv toate meniurile servite la liceul din Giurgiu sunt și la toate celelalte unități de învățământ sunt avizate de către specialiști. Și de asemenea o altă variantă, cea mai la îndemână, să spun așa, este cea în care mergem pe tip pachet alimentar, tip sandwich, la care adăugăm un fruct, unde de asemenea elevii se bucură, să spun așa, practic de fiecare tip de pachet alimentar oferit. Pe această variantă s-ar merge în situația în care, nu știu, primăriile nu ar putea să aloce banii suficienți? Sau... Nu e vorba de bani, banii sunt la fel, sumele sunt, reprezintă 15 lei la zi, 15 lei la zi pe fiecare elev prezent la școală. Sumele au fost alocate în funcție de numărul de copii și de acest quantum, s-a ținut cont de acest quantum. Repet, atunci când se servește masa caldă, școlile trebuie să dispună de aceste condiții. Să sperăm că va fi un proiect trainic, un proiect care va ține mulți ani de acum înainte. Avem certitudinea că până la finalul acestui an școlar sau an calendaristic va funcționa acest program și în județul Hunedoara? Să sperăm că va funcționa în toate unitățile de învățământ, cel puțin așa ne dorim. Noi am avut ieri o ședință în online cu directorii unităților de învățământ cuprinse în program, dar și reprezentanții primăriilor respective și am discutat toate aspectele, inclusiv cele legate de latura aceasta financiară. Licitațiile se organizează pentru anul 2024, prin urmare, elevii vor beneficia de masa caldă atât în perioada din acest an școlar până la încheierea cursurilor din 21 iunie 2024, dar și din septembrie până în decembrie. Deci, conform hotărârii de guvern, sumele alocate sunt alocate pentru până la data de 31 decembrie 2024. Exceptând vacanțele și zilele sigur că care da, și zilele libere. Sunt libere sau elevii din vari motive nu se află la școală. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și trebuie să vorbim și despre proiectul Inițiativa pentru Sănătatea Femeii. A avut loc astăzi o dezbatere regională la nivelul județului Hunedoara. Să vă spuneam la începutul emisiunii, Consiliul Județean Hunedoara a fost gazda acestui eveniment. Eveniment la care a participat și doamna ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, doamna Natalia Intotero, și mulți alți invitați, inclusiv dumneavoastră ați fost prezentă în sală. Este vorba despre o platformă
formă de generare de idei care îmbunătățește sănătatea femeii, ajută, de fapt. Prin intermediul acestui proiect se propune dezbaterea de politici de îmbunătățire a sănătății femeii din perspectiva impactului economic în piața muncii, dar și cel social, familie, comunitate, aparținători, minori. Și sănătate. În al doilea rând, această platformă își propune să genereze idei de politici publice dedicate care să poată fi promovate la nivelul autorităților publice. Sunt implicate până la urmă și femeile care până la urmă sunt la catedră, de ce nu? Sunt acele femei care sprijină și copiii, dar să nu uităm tinerele noastre care poate nu și-au găsit sprijin nici acasă, nici în grupul de prieteni și atunci au nevoie de îndrumare. Credeți că acest proiect, această inițiativă pentru sănătatea femeii poate să ajungă și în școli așa țintit, să spunem? Sunt elemente care pot să ajungă și în școli, categoric. Acum, dacă vorbim despre sănătatea femeii, în primul rând vreau să spun că femeile sunt cele care trebuie să aducă echilibru și armonie în familie, sunt cele care pot aduce echilibru în instituția unde lucrează, în comunitate și în societate. Cea mai potrivită perioadă în care puteam să participăm la un asemenea eveniment este începutul primăverii și salut această inițiativă. Aprecieri deosebite pentru doamna ministru Natalia Intoteru, ministru familiei, în cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, dar deopotrivă mulțumim conducerii Consiliului Județean Hunedoara, care a fost gazda acestui eveniment. Iată, avem și câteva imagini filmate astăzi. Au participat reprezentanți din unități sanitare, instituții județene, autorități publice. Să știți că a fost așa un eveniment foarte reușit în care s-au avansat foarte multe idei care ar putea genera politici publice care să îmbunătățească până la urmă calitatea educației și calitatea sistemului de sănătate. Se spune că nu ești capabil să aprecie sănătatea atâta timp cât ești sănătos. Doar atunci când te îmbolnăvești. Când te îmbolnăvești. Aici este să nu mergem la medic prea târziu, tardiv, pentru că nu prea, câteodată nu mai poți îndrepta mare lucru. Caracterul preventiv este unul esențial dacă vorbim de sănătatea tuturor. Iar prevenția și, nu știu, acest stil de viață sănătos, atât în ceea ce privește alimentația, dar și îngrijirea noastră și programul pe care îl avem în fiecare zi, se poate face doar începând din școală. Deci rolul școlii în ceea ce privește viața sănătoasă este unul extraordinar. Și atunci am participat la această dezbatere, am avut o intervenție, sigur că am scos în evidență ce reușim să facem noi în prezent, cursurile opționale pe care le avem pentru gimnaziu, de exemplu, avem cursul Educație pentru Sănătate, dar avem perspective foarte bune dacă ne gândim la prevederile legii 198, legea învățământului preuniversitar, unde ca și legislație subsecventă va fi programul Educație pentru viață, va fi de fapt un pachet de opționale unde pe lângă educația pentru sănătate vom vorbi și despre educație juridică, educație financiară și așa mai departe. Adică sunt lucruri de care fiecare absolvent are nevoie pentru a se descurca în etapele următoare din viața lui. Toate proiectele pe care le derulăm putem să le implementăm cu succes cu ajutorul părinților. Deci aici aș vrea să pun un accent deosebit pe ceea ce înseamnă colaborarea cu părinții.
și un îndemn pentru părinți să mențină legătura cu școala, cu cadrele didactice, să comunice cât mai des posibil în interesul copilului. Inclusiv cu cadrele medicale care categoric, sunt în inclusiv școlile cu cadrele medicale. Hunedoara. Așa este. Încă mai sunt, da? Mai avem 78 de cabinete medicale, avem 28 de medici școlari, avem 67 de asistente. În 108 unități de învățământ, categoric, în toate creșele, grădinițele și unitățile de învățământ mari, avem cabinete școlare. Pentru celelalte din mediul rural unde nu avem, cu sprijinul autorităților publice locale, oferim sprijin medical elevilor noștri. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Le dorim mult succes elevilor care au susținut acum simulările. Succes și acum să obțină notele pe care ei și le doresc și în ceea ce privește examenele ce urmează și la olimpiade. Le dorim mult succes și dumneavoastră. Mulțumim. Multă răbdare, nu? La răbdare cât și volum putere de muncă, da. Aveți, exact. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Nu uitați, ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, ne găsiți și acolo. Să aveți o după masă frumoasă, numai bine!